ajuns să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea. 800 de euro și în această dimineață. Am dat mulți bani și ieri, sper să dăm și astăzi. La Timișoara mergem. Iuliana e cu noi. Bună dimineața, Iuliana. Bună, bună Iuliana. Bună dimineața. Bună dimineața. Azi în Timișoara, mâine dăm bani în toată țara, să știi. Dar e important să dai, să iei tu mulți bani astăzi. Aha. E, nu știu, vedem. Ți-ai făcut vreun plan așa, cam cât iei? 100, 200, nu, 400 nu, sau 800? Nu. Niciun plan. Niciun plan. E important bine să ai un plan și să țintești sus. Nu e adevărat. E bine să fii și spontan. Mai ales în momentul ăsta. Vezi cum merge treaba. Iuliana, cum merge treaba la tine? Ei, nu știu, aștept întrebarea. Am înțeles. Cu cine ești? Te ajută cineva? Da, cu prietenul meu. A, ai toată baza în el atunci, nu? Da, el e baza, de fapt. Lucrați de acasă sau începeți mai târziu? Nu, începe mai târziu. Bravo, asta mă bucură să aud. Cu ce te ocupi, Iuliana? Cu ce vă ocupați, de fapt? Funcționar sunt. Și prietenul? El este pensionar. Am înțeles. Ok. Bine, Iuliana. Deci a acumulat experiență, știe, cunoaște. Da, da, da. Ar trebui să răspundeți la toate întrebările astăzi, exact, dacă mă gândesc eu mai bine. Așa. Bine. Luca? Iuliana? Nu simt că ar mai fi cu noi, Iuliana. Iuliana? Da, da, sunt aici. Ce hai, faci? Fii atentă, că așa. Ținte bine, hai. Știi regula, dacă te ajută prietenul, trebuie să rostești tu răspunsul, da? Da, da. Bine, Iuliana, hai să începem. 100 de euro. Prima întrebare pentru 100 de euro. Iuliana, din ce emisferă face parte România? Din emisfera nordică. Păi nu suntem în emisfera vestică. Nordică. Mi-a plăcut. Nordică. Din emisfera nordică. Adică răspuns complet și corect. Bravo, Iuliana, să răspunzi mai repede, da? Când ți se suflă. Că s-ar putea să treacă timpul. Acum ai avut. Da. Acum ai avut, chiar ai avut timp. Bravo, felicitări, 100 de euro. Mulțumesc. Da, dacă ați auzit cumva emisfera vestică, că era o glumă proastă. Nu. Să știi că se folosește. De către cine? De către... În afară de glumă. Nu, aia serios. Așa. De către cine? Da. Chiar că m-ai făcut curios. De unde începe emisfera vestică? De la meridianul 0 la stânga e emisfera vestică și la dreapta e emisfera estică. Cine zice, mă? Eu m-am documentat eu ca să n-am surprize. Nu există, mai. Și am învățat filmul la școală recent. Ba, da. Nu cred. Ba da, sunt folosite. Și cumva emisfera vestică se termină când începe emisfera estică? Cred că lucrurile s-au... N-am auzit că la meridianul 0 porun încolo, în partea nu știu unde este. Păi asta e. Tot la un meridian ceva. Nu cred că am învățat bine fiul tău. Mai nene, n-am înțeles tu. Maestre, te rog frumos, uite, Adi Tudor o să certifice cele spuse de mine în câteva minuțele. Între timp, Iuliana. Da. Ai mai spulberat emoțiile, da, nu? Da, domnule, ce că există. Pe păi, hai mă, ce naiba, mă, tu crezi că aici ne jucăm cu cuvintele la Europa FM? Iuliana? Da. Mergem mai departe la întrebarea a doua? Încă una încercăm. Hai, încă trei. A, nu, deja te-ai muiat, nu-mi place ce simt. Mergem până la capăt. Atențiune, atențiune. Încă una și ne de oprim. Euro. V-ați debusolat. 200 de euro. Hai, sunteți pregătiți, da? Da. Iuliana, și prietenul? Cum îl cheamă pe prieten? Horia. Iuliana și Horia. Horia e fanul lui Luca. Care este numele de familie al primarului orașului Kiev, fost campion mondial la box? Zelenski sau Zelenski. Primarul. A, nu, Vlad, nu. Vitali. Vitali. Primarul Vitali este. Klitschko Vitali. Da. Am confundat prima dată. Nu. Deci Vitali Klitschko. Primarul, nu președintele. Da. Președintele. Da. Întrebarea sună așa, ca să fim foarte clari. Care este numele de familie al primarului orașului Kiev, fost campion mondial la box? Klitschko. Și după ce ați mers pe varianta președintelui, Zelenski, ați zis și Vitali. Dar Vitali nu este numele de familie al primarului. Klitschko a venit după. Da.
cele 6 secunde. Frații Klitschko, Vitali și Vladimir. Da, unul e primar, altul... Vitali s-a ales primar. Ne pare rău, Iuliana și Horia. Ce să facem? Ați fost foarte aproape, dar necâștigător în dimineața asta. Mâine începem de la 200 de euro. Și asta e viața. Bravo. Și astăzi am aflat cu toții că este și emisfera estică și vestică. Și emisfera vestică. Nu? Rămâne în general, când ne referim la emisferă, ne referim la cea nordică sau cea sudică. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.